Atenție mare, când ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, chiar așa este, este prea frumos ca să fie adevărat. Un singur exemplu, am văzut un film și vă redau o scenă. La o petrecere erau mai mulți bărbați, toți în jur de 40 de ani, unul singur avea vreo 70-75. Și acesta le spune, deci eu dacă fac între 3 și 400 de flotări, câștig toți banii pe care îi pariați voi. Așa încep să râdă și zic, bineînțeles. Și haideți, dați drumul la pariuri. Și fiecare din bărbații respectiv pune în jur de 4-5-600 de dolari. Deci se adună o sumă bună de bani. Bărbatul în vârstă se pune la pământ, face 4 flotări și se ridică. Și dă să ia banii. Îi lua, stai puțin, că ai zis că face de 3-400 de flotări. Așa, da. Păi și n-ai făcut decât 4. Păi da, am zis că fac între 3-400. Și am făcut 4. E corect. Bărbații cei tineri au presupus că între 3-400 înseamnă între 300-400. Omul n-a greșit cu nimic, doar a avut o exprimare astfel încât să inducă pe ceilalți în eroare. Ăștia n-au analizat, au presupus că între exprimarea asta între 3-400 înseamnă între 300-400, așa că a fost prea frumos ca să fie adevărat. Analizează de fiecare dată cu mare atenție atunci când o situație pare prea frumoasă ca să fie adevărat. O zi bună, numai bine, sănătate, la revedere, gânduri.